Bună ziua și bine ați venit! Vin cu rugămintea la dumneavoastră, înainte să începem ședința, să deschidem ședința, să aducem câteva secunde de reculegere pentru Părintele Cristian, cel care a plecat dintre noi. Dacă se poate, vă ridicați un pic pe picioare. Da. Dumnezeu să-L ierte de toate păcatele sale, Dumnezeu să-L odihnească în pace. Da. Deschid lucrările de ședință, convocată pe data de 18.11.2022. Rugăm pe președintele comisie să ne prezintă rapoartele și avizele semnate de fiecare membru în parte. Având în vedere procesele verbale din ședința anterioară din data de 31.10.2022, dacă sunt obiecțiuni la procesul anterior. Procesele anterioare. Dacă nu sunt, supunem la vot procesul verbal, ședințele anterioare. Cine-i pentru? Da, 14 sunt pentru. Împotrivă, abțineri? Nu sunt. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Sunteți convocați la ședința ordinară din 18.11.2022 cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcan Vieții Bacău, care este de investiții pentru anul 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor acordate elevilor care prezentează cursuri de unități de învățământ de pe raza Comunei Bacaze și Bacău în anul 2022-2023. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea sărbătorilor de iarnă în Comuna Balcan. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare socioeconomică durabilă a Comunei Balcan de Bacău pentru perioada 2020-2030. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în Comuna Balcan de Bacău. Divers. Da. Se supune spre aprobarea ordinei de zi. Cine este pentru? Toată lumea, 15. Împotrivă, abțineri? Nu sunt. În continuare se trece la dezbaterea ordinei de zi. Să trecem la primul proiect. Proiectul privind aprobarea execuției bugetare la data 30.09.2022. Inițiator primar profesor Luca Vasile propune. Nu? Deci și asta nu. Să trecem la discuții. Ce înscrie cineva la cuvânt? Da. Dacă nu este, se supune la vot. Cine este pentru? Toată lumea. Împotrivă, abțineri? Proiectul de aprobare a rectificării bugetului local al Comunei Balcan de Bacău și a listei de investiții pentru anul 2020. Discuții. Vă scriu la cuvânt. Dacă sunt, dacă nu sunt, să... Da? Domnul Barna? Aș avea o întrebare aici. Avem la capitolul 700, iluminat public, se suplimentează cu suma de 10.000 de lei. Nu se precizează pentru ce e? Pentru investiții? Nu, pentru plata consumului de energie. Dar care consum? Că decurile stau stinse de la 10 până la 6. Care se consumă de la ora 5 până la ora 22 și de la ora 3 până la ora 6 dimineața. Să se consumă. S-a făcut un program, probabil? Da. Un program mare. Da. Erau atunci miercuri la ora 11 de ziua. S-au lucrat. Mai da. Erau becuri arse și care s-au făcut rezolvat o sumă.
state, dar nu sunt precizate. Da, spunem la vot. Cine este pentru? Da, domnul Rață. Ah, domnul Rață, am uitat. Nu m-am uitat. Nu are nimic. A spus acolo că luați de la modernizare drumul local, strada Pundului, Sat Frumoasă și puneți drum local, strada Pundului, Chitul Frumoasă. Care e asta? Strada Pundului, strada, că e o greșeală. Ce asta nu e? E strada... Deci, adică la... Deci ați luat la modernizare strada Pundului și am alocat în partea la... Da, Gideon sau... Gideon, da. Gideon, da. Până avem la... Da, Gideon. Nu înțeleg ce am. Da, nu înțeleg, nu știam, da, da. Dacă nu mai că se supune la vot. Cine este pentru? Atențiune, cine este pentru? Toată lumea. Abține? Împotriva, cine sunt? Doi abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărul voturilor acordate elevilor care frecventează cursurile unității de învățământ și pe raza Comunei Bacan, Județul Bacău, în anul școlar 2020-2023. Discuții, da. Trecem la discuții. Cine se înscrie la cuvânt? Bun, Nu sunt, spune la vot. Dacă nu sunt, să punem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Toată lumea. Potrivă, abțineri? Trecem la punctul. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea sărbătorilor de iarnă în Comuna Balcan, Județul Bacău. În discuție. Înscrie la cuvânt. Domnul Gânga. În bani ăștia 65.000 intră și care împlinesc 50 de ani de căsătorie? Nu, bă, sau... separat, am aprobat separat banii pentru ei. Mă, mi-a dus unul și vreau, dar eu am plinit. Lasă, ai răbdare cu vigiană. Nu, dacă are cereri de... Dar nu trebuie cu ce? Din partea lor, da. Deci Manulache, vorba și voi plătit, că dar eu am dat primăvara asta. Sunt 4-12 cereri. Întrui, bo. Să mai înscrie cineva la cuvânt? Dacă nu sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Împotrivă, domnul Barna? Eu sunt împotrivă pentru că în fiecare an am spus și repet, suma este mult prea mare, domnul primar își face campanie electorală pe banii oamenilor. Nimic altceva. N-are rost să repet tantamul din fiecare an. Am demonstrat răbornuri, am venit cu domnul Gânga cu plasa, așa că votez împotrivă. Suma este mult prea mare, părerea mea. Direct la subiectul, da. Părerea. Cineva să mai scrie la cuvânt? Deci, să trecem la punct. Nu, eu doar am argumentat ce am votat în punct. A fost un punct. Am înțeles. Proiect de hotărâre privind strategia de dezvoltare socioeconomică durabilă a Comunei Balcan, Județul Bacău, pentru perioada 2020-2030. Înscrie la cuvânt, dacă sunt, domnul Rață. Eu vreau să mă lămuresc. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare socioeconomică. Deci s-a făcut? Da. Aceasta este strategia. Nu putem și intra și noi în posesie ei, ca să putem aproba? Sigur. Degeaba mi-o dă aia. Degeaba mi-o dă aia. Păi să facem 15 exemplu. Dar nu, eu nu comis, nici dacă. Nu, am nu, timp acum. E puțin ce e acolo. Da, aș fi vrut să văd și eu ce a scris acolo. Adică nu, specialist. La propunerea mea. Da. Așa e corect, zic eu, da. Da, dacă mai sunt. Exact asta vreau să zic și eu. Ne-am îndoit aici, ne-am pus semn pagina. Scrie aici destul de clar. Strategia de dezvoltare socioeconomică durabilă a comunității, tra-la-la-la-la-la-la, a fost întocmită din 2020, ați spus aici. Păi în 2 ani de zile n-ați avut timp să ne prezentați și nouă? Ați scris. Păi nu v-am supus să fie aprobare. Păi cum? De 2 ani? Măcar să ne întrebați. Băi, aveți vreo idee? Nu știu, poate
vine careva cu vreo propunere, nu? Nu? Face așa, suntem cei mai tari. Da. Da. Bravo. Felicitări. 2 ani de zile o țineți cotită și când aveți nevoie o scoateți și o aduceți în fața Consiliului Local ca să treacă prin votul, nu mai spun cui. Iarăși o să sară jumătate de Consiliul Local că e jignesc. S-a consemnat domnul Barna. Mai aveți? Mai sunt care vor să... Păi nu-i de ajuns? Nu. Nu-i de ajuns? Doi ani de zile să țineți un document? Doi ani de zile să țineți un document? S-a lucrat la document, nu. Păi nu, aici scrie că este făcut în 2020. Da, nu, v-ați spus părerea, am luat. Părerea mea, așa ați scris în hârtie. Corect. Supunem la vot cine este. Încercați să nu mai mințiți. De hotărâre. 14? 13. Toată lumea? Împotrivă. Împotrivă, domnul Grață. Eu mă abțin. Abțineri, domnul... Păi cum să votez ceva ce n-am văzut? Da. Corect, am înțeles. E normal că mă abțin. O să votez ceva care... Cum să fii abțineri și ești împotrivă la vot? Păi bineînțeles, pentru că pot veni și eu cu propuneri. Mai sunt și alți oameni care pot contribui la strategia asta. Nu faci așa din capul tău. Punctul 6, domnul Grață. Proiectele privind implementarea proiectului îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Balcan și Subacra. Asta face parte de strategie sau nu? Sau nu, care scriva de la GAL. Scrie la cuvânt? Care, da. S-au locat 40.000 de euro de la GAL, la care putem scris noi, și încadrăm la un utilaj. Mașină luat, nu? Da, o înscriere la acolo. Domnul Gângă. Da, este un proiect foarte bun. Era nevoie de o autoutilitară din asta, pentru că tractorul fizic e foarte solicitat. Dar, nu știu, nu intra sau să prindem pe parcursul anului viitor, trebuie și microbuzul ăsta de copii. Poate mergea tot aici, Nu trebuia să mai avem alt utilaj, cocerea și destinație. Da, o să spun și cum. E bună achiziția asta. Chiar m-am uitat la băieții care lucrează la spațiu vers, prin fric, cum să te iau ei prin tractor, prin... Deci... E foarte bun. Da. Mai vrea cineva la să ia cuvântul? Supunem la vot proiectul de hotărâre. Împotrivă, abțineri. Trecem la diverse. Mă scriu la cuvânt, dacă sunt. Domnul Barna. Domnul Gânga. Domnul Rază, primul și mai pui mult. Eu sunt. Aveți cuvânt, domnul Barna? Da, eu aș vrea să vă citesc ceva. Luat din presă. V-aș ruga să nu mă întrerupeți. E foarte bine că ești domnul Costel aici. Vreau să mă lămuriți cu o treabă care am aflat-o de la televizor. Pe doamna secretară, am sunat-o de vreo două ori, iarăși nu mi-a răspuns, nu m-a sunat înapoi. Să știți că vă pun în vedere faptul că dacă vă mai sun și nu-mi răspunde, să vă fac o plângere la prefectură. Da. Aveți numărul meu, puteți să mă sunați înapoi, să-mi spuneți ce s-a întâmplat domnul Bana. Eu așa fac și dacă nu cunosc numărul, sun înapoi. Mulțumesc. Deci, o să vă rog să nu mă întrerupeți și să ascultați ce vă citesc. E din presă, din adevărul. Era după amință. Hotărârea... Nu, era la două. La două n-aveți program de lucru? Ba, avem program de lucru. Vreți să scot un desfășurător de la Orinci să vedeți la ce oră v-am sunat? Știu că aici se pleacă acasă care cum vrea. Dar nu e normal. Programul în primărie ar trebui să fie până la ora 4. Nu este până la ora 4. Păi eu v-am sunat la 2:20, doamnă. Era în primărie. Mă ținam până în primărie. Poate n-am reușit să vă spun că... Nici o problemă. Eu v-am pus în vedere. Mulțumesc. Bun. Deci vă citesc din adevăr. Hotărârea de guvern 714 din 2022 impune realizarea unui registru de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea,
și epurarea apelor uzate. În această categorie intră fosele septice și bazinele vidanjabile. Conform datelor Eurostat, de la începutul anului 2021, în România erau vreo 9 milioane de locuințe, din care peste 4 milioane sunt în mediul rural. Dintre acestea, sub 3 milioane au acces la rețeaua de canalizare. Deci peste 2,2 milioane sunt racordate la rețele disponibile. Restul nu. Din datele Eurostat, reiese că aproape 2 milioane de gospodării au în continuare WC-ul în fundul curții. Lucru care îl spun din 2016, de când am intrat consilier. Lucru ce contravine normelor de mediu și standardului de trai european. Ar trebui să fiți atenți, lăsați telefonul, domnul primar, că vă spun de 6 ani treaba asta. Astfel, țara riscă declanșarea procedurii de infringement din cauza faptului că nu s-a conformat prevederilor directivei europene, al cărei termen de aplicare era 31 decembrie 2018. Eu în 2016 v-am spus că amețitul de proiect cu care a prostit lumea pe românește și în ultima campanie era cerut și impus de Uniunea Europeană. De-aia erați dumneavoastră înscris, de-aia este făcut la nivel de județ, de-aia poate confirma domnul Rață că am dreptate. Nu este proiectul dumneavoastră, că știe despre ce vorbesc și dumneavoastră. Cu toate că România a primit o derogare până în 2021, că nu s-a întâmplat nimic. Am avut primari în 80% din România, la fel de competenți ca dumneavoastră, care fac baia, care fac baia și după ce au pus faianța în asfaltul, se trezesc că n-au țevile pentru canalizare puse. Că asta o să pățim noi în Comuna Balcani, exact ca în lui Zicălugra. Cu toate că România a primit derogarea, nu a îndeplinit-o. Directiva stipulează că toți locuitorii din satele sau orașele cu peste 2000 de locuitori trebuie să aibă gospodăriile conectate la rețeaua de canalizare. Trebuie, domnul primar, trebuie să aibă. Trebuie, domnul, ce o să aibă? Epurarea apelor uzate este considerată în nota de fundamentare ca fiind una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă România. În acest document se precizează că rata de conectare a populației la serviciile de canalizare este de doar 50%, cel mai scăzut procent din Uniune. HG, hotărârea de guvern 714, a intrat în vigoare în luna mai. Eu sunt consilier în Consiliul Local Balcani. Nu am fost anunțat, nu mi s-a comunicat, nu s-a discutat, nimic. Stați și tăceți mâlc exact ca cineva în păpușoi. În luna mai 2022 și prevede obligativitatea proprietarilor de fose septice de a se înscrie în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate. Termenul limită este de, sau era, 30 octombrie. De-aia am și așteptat să văd dacă scoateți bun cuvințel despre lucrul ăsta până în 30 octombrie. Nu am spus. Iar majoritatea primăriilor nu și-au anunțat locuitorii pentru că, prin incompetență, nu au făcut nimic să facă lucrările de canalizare. Conform hotărârii guvernului, indiferent că este vorba despre persoane fizice sau juridice, deținătorii foselor septice sunt obligați să se înscrie în registrul de evidență în termen de 120 de zile, de la conectarea incintei la sistemul de colectare și sau epurare a apelor uzate. Da. Sau în termen de 180 de zile, de la intrarea în vigoare a hotărârii 714. Da. Pentru proprietarii de sisteme individuale adecvate, construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ. Înscrierea se face printr-un formular pus la dispoziție de fiecare primărie în parte, fie online, la noi nu există online, deci n-are rost să sper, sau fizic, la sediile primăriilor. Obligația vine și cu penalizări. În cazul în care nu este respectată, în baza hotărârii de guvern menționate, fosele septice vor fi verificate de garda de mediu pe baza unei planificări anuale.
La controale vor fi prezenți și reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale, adică ai primăriilor. În cazul în care în urma controalelor se vor depista persoane fizice sau juridice care dețin și utilizează fosă septică, însă nu s-au înscris în registru de evidență, Garda de Mediu va putea aplica amenzi cu valori cuprinse între 5 și 10.000 de lei. Având în vedere că toate controalele se fac pe baza unei planificări anuale, cel mai probabil primele controale pentru verificarea respectării hotărârii de guvern 714 vor fi efectuate începând cu luna ianuarie 2023. Acum vă întreb, avem formularul gata? Și ce facem? Lămuriți-mă că eu am intrat în panică. Anunțuie. Și nu sunt singurul. Îmi scrie lumea pe... Da, avem înscris. Prin mesaj. Avem deja înscris. Păi cum anunțăm lumea? La, este anunț la primărie, la intrare, dacă ai observat, dacă te-ai uitat. Da? Noi lucrăm și la... Și este anunț? Este, este formular? Da. Da, să-mi dați și mie. După ședință vreau să-mi dați să completez formularul. Da. Și facem live, ca să vă demonstrez că nu-l aveți. Că mințiți. Bun. De ce n-ați anunțat în termenul legal? Era 30 octombrie. Nu, probabil cu băiatul care costează ăsta zilei. Petrișor, da. Cum pus la fișă? Păi, dar Consiliul Local nu s-a discutat treaba asta. Știa cineva de aici? Nu știa nimeni. Dar toată țara. A, nu e important. Nu numai la Balcani. Ai observat. Tu ai citit acum. Toată țara e așa. Nu, nu. Jumătate din țară, domnule. Da, nu. Jumătate. 50% înseamnă jumătate. 80%, îți spun, da. Nu, 80% e alt procent acolo. Nu sunt 80, sunt 50% care nu au. Într-un ziar, așa scrie. Eu știu mai bine ce s-a întâmplat. Ei, știu că știți, că nu faceți nimic. V-am spus ce faceți. Deci, cum o lămurim? Poate veni lumea la primărie? Da, 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 deja avem înscris. Da? Da. Bun. Bravo. Nu chiar cum crezi. Dar de ce n-am respectat termenul? N-am respectat, posibil. Asta e mă. Domnul Bardă, mai aveți? Ce să am? Deci, termina, da? Da, e, chiar, dacă știi așa bine de cine ai informat, de cine ai venit să înscrii, trebuia să vii la Pitoiești sau ai deja în domnul curții. Da, eu am așteptat să văd ce faceți. Nu, eu sunt autoritate publică aici, dumneavoastră sunteți. Noi ne-am făcut treaba din urmă. Nu v-ați făcut treaba de urmă, pentru că dacă vă făceați treaba, lumea nu-mi scria mie pe Facebook ce să-i lămuresc despre ce este vorba. Domnul Barna, o să se rezolve problemele. Azi, nici tine înscrii, dacă ai fost, dacă ai în fundul grădinii. Am fost, domnul primar. Da? Din 89 aștept, de 32 de ani aștept să se facă canalizare în Comuna Balcani. Nu, nu am Comuna Balcani, în toată țara. Aproape. Nu, nu. Avem proiect, avem proiect, nu depinde proiect, din noi. Este impus de Uniunea Europeană. Tocmai v-am citit. Impus, dar toate sunt impuse de Uniunea Europeană, nu numai canalizare, apa și canalizare. Noi avem un proiect că deja unele localități din județul Bacău au fost scoase la licitații și nu s-a prezentat nimeni. De ce? De ce? Prețuri. Pentru că primarii incompetenți care au fost până la licitație era, au asfaltat drumul. Nu, 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 nu. Ba da. Și domnul Barnaș, mai citește și prin ziare. Haideți ca să nu din cauza prețurilor. Din cauza prețurilor. Păi da, nu. Din că au crescut prețurile în ultimii 2 ani și nu sunt... Nu, confundați capra cu varza. Lasă, capra asta e o... Nu se prezintă nimeni la licitație pentru că s-au făcut asfaltări din cauza și asfaltul ăla ridică prețul. Exact ce v-am spus mai devreme. Ați făcut baia, ați pus gresia, ați pus lumina. Ei, când ați aprins lumina, aoleu, dar unde să scurge rahatul? Că n-am făcut canalizarea. Așa faceți dumneavoastră așa în Comuna Balcani. Ați asfalt care va trebui spart. Nu, nu. Ba da. Păi de unde vine cu canalizarea? Nu mai modernizat. Sunt soluții, doamne, care nu mai sparge acum. De-aia nu se prezintă nimeni la licitațiile respective, pentru că prețul canalizării este foarte mare. Domnul Gânga, aveți cuvântul, da? Haideți că prin Romane aici acum. Domnul Barna, aveți cuvânt. Domnul Gânga. Mulțumesc. Problema canalizării nu este pe plan local, este cam pe plan județean. Deci una că am făcut întrebări aici la primărie, a doilea, am mers chiar și m-am interesat pe plan județean. S-au alocat pentru canalizare 500 de milioane de euro.
prin programul ăsta ADIP, care suntem asociați. În momentul când au crescut prețurile, chiar unele s-au triplat. Nu s-au mai putut încadra, așa mi s-a spus, nu s-au putut încadra la banii respectivi să facă lucrările care erau prins și impus de Uniunea Europeană să termin lucrările, motiv pentru care nici o firmă sau companie nu vrea să facă lucrările pe banii ăștia de 500 de milioane. Se dă de la Uniunea Europeană până la 17, maxim 20% și tot nu se pot încadra în banii ăștia 500 de milioane, care erau un număr de, să zicem, 30 de comune. Acum banii există, lucrări nu se pot face cum s-au propus în proiectul de hotărâre. Nu, trebuie spartă faianță. O să fie și chiar vă rog frumos, domnul primar, primele licitații s-au făcut înainte să crească prețul. Dați-mi voie. Deci ar mai fi o soluție ca să fie bani împărțit, de exemplu, prin 2-3 comuni să-și facă, să fie repartizați dacă se aprobă. Și atunci putem discuta și de Comuna Balcan. Referitor la noi, canalizare în Comuna Balcan. Da, și eu eram ăla care băteam cu pumnul în masă. De ce nu-i canalizare? De ce nu-a făcut domnul Rață? Aici... Nu, stați ca să... Mai subiectul. De ce nu face domnul Luca? Să știți că o să mai bat cu pumnul în masă. Când o să văd canalizare făcută la Sfârjol, la Ardioane, la Luncani, să zici, la Luncani să apropie. La Măgirești, partea asta. Deci, noi trebuie să ne gândim că suntem ultimii pe hartă și nu o să fie aici. Când o să vedem la Pârjol, viu și eu să bat cu pumnul în masă. Deci, hai totuși să ne gândim la comuna noastră Balcanii, ce situație geografică se află și ca să facem lucrurile astea trebuie una, o investiție mult mai mare față de celelalte comune și a doua. E foarte greu de făcut. E foarte greu de făcut. Dar, până la urmă, cum sunt făcute în alte țări, o să facă și la noi. O să fie. Dar o să avem... Nu depinde de primar, până la urmă. Valori mari, care nu pot dintr-un buget local. Din fonduri europene nu ne încadrăm, că avem proiectul ăsta cu ADIB-ul. Păi este proiectul ăsta care spuneam cu ADIB. Da, nu ne-am încadrat, să facem alt proiect, ca să poate prindeam altul. Dacă nu, nu ne încadrăm. A, mai departe, deci, dacă tot mi-ați dat cuvântul la diverse, trebuie să vedem și lucrurile frumoase care s-au făcut în ultimul timp în Comuna Balcan și refer chiar din bugetul local, destul de mic cât a fost. Cel mai frumos e digul din fața porții din Mihai. Ăla e cel mai fain, amenajat, poți parca mașina, da, ultima ia apa, dar ăla e cel mai frumos și de când e făcut, ai început cu laudul. Digul te felicit, domnul Gânga, așa îți demonstrezi caracterul. Da, de când ai digul ăla, ai început să-l put pe domnul primar. Nu v-am întrerupt. Digul care-i făcut în fața căsii... Nu l-a făcut primăria, digul ăla. Nu-i făcut din primărie, îi făcut din... Din ce s-o decopertat de la rezidurile care ea trebuia dus la Frumoasa. Am vorbit cu inginerul, domnule, nu se poate pune, de exemplu, la școală am pus, la mine am pus și nu a costat absolut niciun leu. Foarte bine. Deci e o treabă care se mai poate face și viitor decât să-l pune, să-l aruncăm într-un loc care nefolosibil, putem folosi printr-un sat, printr-o parcare, printr-o... și chiar s-a făcut și nu a costat niciun leu. Ca să ajung la... Deci s-a făcut lucruri destul de bune, chiar și cu podurile care era. La drumul ăsta, care acum se lucrează și se pune câte o jumătate de metru de balastru. Drumul schitului. Le-am mai spus la băieți, în unii locuri nu pune loc sau nu se încadrează decât 20 de centimetri și unii trebuie să pune, de exemplu, 60, nu pune, domnule, lasă așa și lasă gaura. Am zis, bă, da, aici n-ai pus, că nu am căput. Ei, unii 50 de centimetri, atâta mi-au spus 50, dar unii ai pus 20, de ce n-ai pus 50? De ce nu spune, lasă gaura așa, m-am uitat la o femeie bătrână în fața porții, avea din digul ei până în asfalt, avea vreo 70 de centimetri. S-a dus la femeie și i-a pus jumătate balastru și jumătate i-a lăsat gaură. Și am zis că, băi, dar nu-i frumos, nu că inginerul, zis că inginerul. No, trebuie făcut, să
ținut cont în fața la o poartă, dacă îi un metru care până la asfalt, până la corect, te duci tu și pui jumătate balastru și jumătate de așa, aici e va urât. Deci asta am spus, să spun la primărie, că nu se poate era ceva. Ori faci treaba cu alumă, ori nu faci bine. Becurile, tot era vorba de consum la becuri și la termenul trecut, s-a pus în discuții ca să mă prind din becuri numeric, să zicem, jumătate din consumatori. Ar mai fi o soluție și nu știu, trebuie interesat, s-ar putea pune niște senzori de mișcare la unele becuri, la jumătate alea care vin oprite, pentru că dacă nu circulă nimeni pe drum, becul le stâns. Iar dacă a apărut cineva pe drum, vorbesc de oameni, noaptea, becurile s-a prins. Păi nu contează, s-a prins. Deci așa sunt, așa sunt în mai multe comune care... Dau randament cu copiii, becurile astea cu copii, da, așa se cumpără. Păi vezi? Ca în 2020. M-a sunat lumea că apare pe listă, că a luat copilul 50 de lei, domn primarul nu-ți bani. Chiar am văzut și la poartă, stau la rând la tine. Domn primarul nu-ți poartea aia. Așa se fac bani. Domnul președinte, eu, unuș, așa e frumos, cineva când are cuvântul să nu fie întrerupt, poate mă scuze. Da, i-am atras atât. De două ori, dar nu vrea să înțeleagă. Eu nu cred că îți ridic. Eu trebuie să văd și părțile bune care se fac. Dacă le-am văzut părțile rele din trecut care spuneam, eu deocamdată acum am început să uit ele, să mă reprofilez pe tot ce se face bun. Aș mai avea mare rugăminte ca la podețul de la Ion Botezatul de la Rățân, s-a tot spus, chiar în turba aia, hai să punem, domnule, anul ăsta un tub de un metru. Și vă spun eu, dacă puneți asta, foarte mult și oferă să fie mulțumiți. Și mă votează, da? Să lățească, da, unul. Mă votează. Păfem? Mă votează? Domnule, și așa vă votează, că spun eu că vă votează. O să merg eu să-mi spun. Săptămâna tari bine îl pun. Dar trebuie să mai facă votează. Dar care e alegerea? Nu, n-am înțeles cum să-i fac alegeri pentru primar, nu-i rămâne. Nu, da. Eu cam atât. Nu mai trebuie alegeri. Dacă voi pui și cu odusea. Sau un proiect de hotărâre ca să... Da, mulțumim, domnul Vânga. Grație. Dăm cuvântul domnul Vânga. La obiecte scurt, eu v-am spus că sunt împotrivă, dar vreau la bune, că... Da, așa se... Faceți un teren la pac, la frumoasă, și vreți faci să acolo? Nu facem o întrebare pe mine, mă sunat Daniel. Dar nu trebuie, nu se poate. Mă sunat băiatul la Daniel, că are un buldoi excavator și vrea să niveleze acolo. Eu am fost la un curs de perfecționare o săptămână la Bacău, m-a sunat chiar în timp să mă duc să mă uit. N-am mai avut timp, nici eu nu știu ce vreau. Văd că vrea să nivelez acolo. Asta e ceva bun, că era... Nu, nu faci primul. Nu e rău, faceți ce vor, ce numai, orice lucru, îi venezi. Eu n-am să trec, ca nu. Doi, școala de Rățeni. Eu știu că școlile sunt administrația primării. Pune, doamne, cineva să poți să ască acolo, mă mănâncă balauri pe mine, că sunt veci și e în domn. E urât! Am pus, domnul Brață, de când a zis data trecută, l-am trimis, da, în fin. Da, dacă nu-i... Nu-i, nu. L-am dispensat la Rățeni, eu știu care-i procedura. La fel, pune, domnule, pe cineva să... Eu am vrut eu să mă duc să cosesc, pe cuvânt de un arin cu ea. Foarte bine ca un cuiar. Am pus-o-l pun pe aurel. Un cuiar. Foarte bine. Pune, domnule, pe cineva că e urât. Nu-i vorba de votare, de... Știu, nu, 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 totul e ok, eu nu zic asta, că da. Nu sunt împotrivă sau eu când ridic o problemă nu credeți că eu am ceva cu cineva sau asta gândesc eu, asta văd, prioritatea pe care o văd, eu, asta e strategia mea asta. Poate prindeți acolo, știu, lărgirea, în trei puncte mari acolo a albii răului și să vedeți că o să scăpați și de inundații. Da. Și putem trece și noi fără grijă. Patru. Când pot intra și eu, că am timp, nu-i mult pentru mine să citesc, că am timp. Planul de dezvoltare. Bine, da. Mă rog, copii, numai dacă vreți să mă uit așa.
Lați aproba! Lați aproba! Și nu aveți nimic de asta! Da. Dar nu aici, că eu am casă, dar am casă, da, îi spun să-l trag. Nu stau și că nu trebuie să dați câte o cafea, eu știu. Poți să vă trimit din e-mail. Dacă lăsați o adresă de e-mail, vă pot trimite. Hai, lasă, mai fost. Trebuie să dau aici. Hai să-ți dau, eu mă uit pe internet odată la 6 luni, băi. Da, bun, mulțumesc, Costel, îți dau adresa. Era mai simplu. Rață, fațule, arunda, ia pum, 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 pum. Dumnezeu, băi, trage, eu știu cu internet. Mulțumesc frumos! Da, mulțumim și noi, dacă mai sunt alți... Bari, invitatul Lurat, Petru Albea, Zângirea Albei Râului. Dar dau voie apele române să intervii tu. E și obligație, dar e și obligație lor, până la urmă. Păi, dar e obligație de reformă mică. Până la apele române... Când vine apa, întreb pe apele românii, pe directorul, mă luat... Da, da, gălăgii fac... E, știu asta, mai pun și amenda. Dar cu aprobarea lor, am voie. E, sunt astea și o soluție. Dacă există o soluție, fac asta, o să facă. Să ar fi astemeată chiar, ei se bagă. Și domnul Gângă, stau liniștit acum, să știți. Apropo de drum, am mai fost în câteva localități, mai sunt două de patru metri, și am rămas liniștit, doamne, voi, că Gânga, săracul, acum nu mai are probleme. Știi ce mă uimit pe mine? Dacă ce tot am spus. Când a sunat prima dată asfaltul, era la Schitul Frumoasa, unde drumul ăsta, acum e îngursesc din mers, da. Are linii numai laterale. Ei, când s-a sunat prima dată, era... și pe centru, acum nu mai este pe centru. Nu mai este, da, că chiar m-am mirat eu, azi, că încap două biciclete. Dacă tot azi de drum. Păi, de exemplu, tu te duci în altă țară, în Grecia, Turcia, eu sunt și în Viena. Că sunt străduți să-ți mă uite, domnul Cuvelu. Dar nu fă nici accident de la rețeaza. Dacă mai aveți, mă arăți, dacă sunt... După banii care fost, nu bani, nu bani. Dacă nu s-a dat analizat pentru ordinea de zi, declar lucrarea de ședință închise.